Bună, dragii mei! Vreau să vă povestesc ceva despre un obicei pe care îl avem de câteva săptămâni și pe care l-am implementat în rutina vieții de familie, familie cu doi copii, cum bine știți, v-am mai povestit despre familia mea. Într-unul dintre episoadele de acum câteva săptămâni, la Părinți cu Minți, la podcast, a fost invitat psihoterapeutul Gaspar Gheorghe și povestea el acolo cât de important este să fii recunoscător. Ei, pornind de la această idee, eu și Răzvan am făcut un joculeț. În fiecare seară, Ana, Vlad, eu și Răzvan ne spunem unii altora pentru ce suntem recunoscători. Fie, unul altuia, fie recunoscători pentru ceva frumos care ni s-a întâmplat în ziua respectivă. Nici nu știți ce exercițiu bun de conectare este acesta și câte lucruri formidabile am aflat despre Ana și despre Vlad, despre cum își înțeleg emoțiile, despre cât de importantă, de pildă, este o îmbrățișare când, nu știu, poate că sunt triști și te gândești că îmbrățișarea asta vine natural. Nu, eu simt altfel. Și mi se pare un exercițiu foarte ușurel, pe care cred că fiecare familie poate să-l facă și cu ajutorul căruia